Hei, Fotofabrica! Iată că a venit momentul să facem review-ul noului Panasonic GH3. Noi l-am cumpărat din ianuarie, dar abia acum ne-am făcut o idee destul de clară încât să vă spunem părerea noastră sinceră și destul de la subiect despre aparatul acesta. Deci, în primul rând, aparatul în mod clar are funcții foarte avansate pentru partea de video. Pentru cei care vor să-l cumpere pentru partea de foto, nu cred că este o idee bună. Nu o să discut acum despre specificațiile aparatului, pentru că le găsiți și pe f64.ro și pe orice alt site dedicat fotografiei. Dar din experiența pe care am avut-o eu cu aparatul ăsta, fotografiile nu sunt deosebite, culorile sunt destul de spălăcite, balansul de alb nu e extraordinar. Chiar dacă sensibilitatea la lumină este fantastică, are 16 megapixeli și focusul este suficient de bun pentru un aparat din categoria sa, nu l-aș cumpăra doar pentru fotografii. Singurul alt aparat de genul acesta pe care l-am avut a fost Fuji X100, care reușea să scoată imagini mult mai bune, mult mai bine realizate decât Panasonic GH3. Deci, pentru partea de foto l-aș lăsa deoparte. Pentru partea de video însă este fantastic. Am reușit să filmăm în jur de 6 nunți cu el până acum, una dintre ele am și postat-o cu două filme înainte de acesta și o puteți vedea, plus marea parte a tutorialelor de pe canalul nostru sunt filmate cu Panasonic GH3, cu excepția acestuia care e filmat cu Nikon D600. Deci, partea cea mai bună a aparatului ăsta pe partea de video este ecranul rabatabil. Față de majoritatea DSLR-urilor de pe piață pe care de obicei le folosesc oamenii pentru video, acesta are ecran rabatabil. O chestie extraordinară pentru că puteți lua cadre în unghi jos, puteți filma de sus, fără să aveți să întâmpinați vreo problemă. Întotdeauna veți putea urmări exact ce se filmează. Un alt mare avantaj pe partea de video este funcția de autofocus, pentru că aparatul ăsta poate face autofocus în timp ce filmează. Cu toate astea nu e perfect. Autofocusul din ce am văzut noi pentru nunți, spre exemplu, funcționează destul de bine la pregătirile mirese, economia civilă și chiar și la biserică, oricum în locuri suficient de bine luminate sau în locuri în care oamenii stau cam în același loc, cum e în cazul bisericii. Pentru restaurant însă am avut probleme destul de mari cu el. Pentru a remedia situația am mai cumpărat o lumină cu LED-uri externă și totul s-a rezolvat. Deci în cazul în care vreți să-l cumpărați pentru nunți, fiți conștienți de treaba asta. Un alt mare avantaj al aparatului este gama variată de formate video pe care acesta le poate înregistra. Deci aveți standardul AVCHD, MP4 și MOV. Și atenție, MOV poate filma în până la 72 de mega pe secundă. Asta este un avantaj destul de mare în comparație cu fotografia. Este ca și cum ai fotografia RAW, spre deosebire de momentul în care fotografiezi JPEG. Deci un film realizat la 72 de mega pe secundă poate fi modificat în diverse feluri, inclusiv să-i schimbați balansul de alb, să-i schimbați într-o anumită măsură expunerea și așa mai departe. Cu toate astea, dacă vreți să-l cumpărați pentru nunți, trebuie să fiți conștient că un film realizat la 72 de mega pe secundă este de mari dimensiuni, așa că trebuie să vă așteptați ca pentru o nuntă să aveți suficient spațiu pe hard și suficientă răbdare să înregistrați la 72 de mega pe secundă. Probabil că va ajunge un fișier de între 150-300 de giga în funcție de cât timp filmați în mod normal la o nuntă. Tot un alt aspect pe care trebuie să-l luați în seamă dacă vreți să-l cumpărați să filmați nunți cu el este că dacă vreți să filmați la funcția de 72 de mega pe secundă trebuie să aveți un calculator foarte puternic și răbdare să modificați și să faceți schimbările de expunere și de balans de alb. Altfel, pur și simplu pentru că filmați la mai mulți mega pe secundă decât cu alt aparat, nu vă va aduce niciun avantaj. În general, noi la anunți am optat pentru o versiune destul de slabă a lui, pentru varianta MOV. Nu, îmi cer scuze, pentru varianta MP4 cu 20 de mega pe secundă. Pentru că în felul ăsta nu ne umplem hardul și în orice caz nu avem suficient timp să facem toate modificările, așa că trebuie să fim atenți să ne iasă bine din primă. Deci, pe de o parte,
faptul că el filmează cu 72 de megapixeli este clar un mare avantaj. Pe de altă parte, depinde și la ce îl folosiți. Pentru tutoriale, cum este acesta, 72 de megapixeli este foarte ok, pentru că e vorba de filme de 5 minute, care oricum nu o să ocupe mult spațiu pe calculator. Și tot așa, în 5 minute aveți suficient timp și răbdare să schimbați și toate culorile și, mă rog, dacă aveți nevoie de ceva sau dacă ați greșit ceva la filmul ăsta, îl puteți schimba. Pentru nunți, în schimb, la câteva ore de filmare, la 72 de megapixeli, până la urmă fișierele vor deveni prea mari și răbdarea voastră, plus calculatorul trebuie să fie destul de performant, așa că nu este neapărat un avantaj pentru, din punctul ăsta de vedere. Deci noi l-am cumpărat clar ca să filmăm la nunți cu el. Pentru a putea filma bine am luat mai multe obiective. Printre obiectivele pe care le-am luat avem 20 fixul. Am luat 20 fixul pentru că este cu 1.7, din câte țin eu minte. În orice caz o diafragmă mai mică decât 1.7, o diafragmă mai mică decât 2.0. Deci va fi foarte bun pentru situații cu lumină scăzută. Am mai cumpărat încă două obiective, deci avem 14 fixul. 14 fixul vi-l recomand cu căldură pentru că va fi ușor să faceți focus chiar și la întuneric în modul manual. Și am mai cumpărat 90 fixul pentru portrete, pentru situații în care nu ne putem apropia sau pentru detalii pe care le folosim în film, ca să dea savoare filmului. În afară de asta, am crezut că ne trebuie un microfon extern. Am luat un microfon extern Rode, care este, suspendat în aer de elasticele astea ca să nu se audă prea mult din zgomotul camerei. Cu toate astea, având în vedere că aparatul nu se descurcă bine în ceea ce privește autofocusul la întuneric, va trebui să montăm tot felul de lenzi de genul ăsta pe el. Evident că nu avem decât o singură patină, așa că veți fi puși în situația în care va trebui să alegeți între a monta un microfon extern sau a monta o lumină externă. Dacă știți că nu aveți suficient buget să vă cumpărați lămpi cu LED-uri externe, nu aveți unde le băga în priză, nu aveți lămpi pe baterii externe mari și pe trepiede sau nu aveți suficient spațiu necesar să cărați toate distracțiile astea, nu vă cumpărați un microfon extern, cel dinăuntru este suficient de bun și mai bine vă cumpărați niște lămpi. Așa, deci în momentul de față noi încă nu am achiziționat lămpi în afară de aceasta, așa că pentru situații în care nu suntem în restaurant, situații întunecate în care trebuie să ne mișcăm, o să folosim jaful ăsta de la Sony. Jaful ăsta se încălzește, are o lumină foarte caldă care strică balansul de alb și bateria se termină destul de repede. Nu vi-l recomand. Așa că e bine întotdeauna, dacă vreți să filmați cu o sursă de lumină de pe cameră, să vă cumpărați una pe LED-uri. Și le găsiți cam la același preț cu ăsta, așa că pur și simplu nu merită să cumpărați rahaturi de genul ăsta pe care le avem noi de acum 7 ani. Altă treabă este blitzul extern. Din moment ce e un aparat foto, eu m-am gândit că o să-l folosesc și în concedii, fotografiază și RAW și mi-am luat un blitz extern. Printre opțiunile care erau, blitzul extern de la Panasonic avea și o lampă video integrată în el. Nu vi-l recomand, lampa aceea nu este la fel de bună ca o lampă cu LED-uri și pur și simplu am considerat că blitzul are prea multe funcții pentru prețul afișat, așa că probabil că nu se descurcă bine nici ca lampă de cameră, nici ca blitz. Așa că am ales să-mi cumpăr un Metz. Îi zice METS 44 AF1 digital. În fine, deci e un blitz foarte ok, e TTL, se deschide, se folosește ușor. N-am avut nicio problemă cu el în ceea ce privește calitatea imaginii. Alte distracții și avantajele aparatului ăsta pe partea de video sunt, având în vedere că e foarte mic, e și foarte ușor. Așa că orice fel de sistem de stabilizare al imaginii va fi mai ieftin decât cel pentru camere mai grele. Pentru că prețul lor variază, dacă vă uitați pe site-uri, și în funcție de greutatea camerei care va trebui susținută. Pentru aparatul acesta am cumpărat un sistem de stabilizare de cameră Woodland. Este foarte ok,
N-am avut probleme cu el, e ieftin, a fost 1200 de lei. Singurul lui dezavantaj este că se montează greu pe cameră. Trebuie să ține ceva să-l echilibrezi și odată ce ai scos aparatul de pe el, când îl montezi a doua oară, trebuie iară să-l echilibrezi, iară să-l iei la mână. În afară de asta, dacă nu aveți probleme de genul ăsta sau aveți suficient timp, eu vi-l recomand cu căldură, e un sistem de stabilizare foarte bun. Așa, inițial, acesta este primul aparat DSLR cu care am filmat noi. Așa că nu aveam foarte multă experiență. Până acum foloseam un moment camere Sony foarte mari. Camerele astea Sony fac totul, așa că nu ne trebuia mare lucru, nu ne trebuiau accesorii, nu ne trebuiau sisteme de stabilizare și așa mai departe, dar calitatea lor, calitatea imaginii este mult mai slabă decât cea din Panasonic. Inițial am încercat să filmăm cu trepiedul. Nu vă recomand, dacă sunteți la început de drum în partea de DSLR, filmare cu DSLR-ul, nu aș lua un trepied. Trepiedul este greu de strâns, ține mult timp până la asamblezi și nu oferă suficientă mobilitate. Până la urmă, am renunțat la trepied și am luat un monopied. Deci monopiedul este simplu de asamblat, simplu de ridicat, mai sus, mai jos și camera este suficient de stabilă. Veți avea mult mai multă mobilitate decât cu un trepied, așa că eu vă recomand trepiedul ăsta, monopiedul ăsta, Giotto. Am văzut că erau unele mai scumpe care aveau și ca un fel de mini trepied deasupra. Nu știu ce să zic, nu cred că e un avantaj foarte mare. Așadar, fraților, să recapitulăm, Panasonic GH3, la ce vă folosește, de ce să-l cumpărați? Dacă vreți să-l cumpărați pentru foto, sigur există opțiuni mai bune la același preț. Găsiți DSLR-uri, găsiți chiar și full frame-uri pentru un kit de genul ăsta. Kitul meu a costat în jur de 12.000 de lei, cu aceiași bani puteam să-mi cumpăr un full frame la mâna a doua și un obiectiv Sdraven care să-mi facă treaba mult mai bine decât Panasonic ăsta, dacă ce mă interesa pe mine sunt fotografiile. Pentru partea de video, este probabil cea mai bună opțiune de pe piață în momentul de față. Pentru că filmează la 72 de mega pe secundă, puteți să alegeți între 3 formate diferite de video, este un mare avantaj, face autofocus în timpul filmării, autofocusul nu este perfect, dar este suficient de bun să vă descurcați cu el în aproape orice situație, mai puțin situațiile de întuneric și la prețul pe care îl are, pe partea de video nu veți găsi ceva mai calitativ. Este ușor de lucrat cu el, are ecran rabatabil și obiectivele sunt relativ ieftine. Noi am cumpărat 3 obiective fixe. Dacă vă interesează, o să vă fac și un review al obiectivelor. Săptămâna viitoare vrem să ne cumpărăm și un obiectiv cu zoom, pentru ca să vedem care este diferența și dacă e mai util un obiectiv cu zoom pentru filmări la nunți, botezuri, cumetrii și alte distracții de genul ăsta. Sper că v-a fost folositor. Până data viitoare, salutare și lumină bună!